Mă uit către elevii colegiului Uza. Cred că putem să începem, nu? Bună ziua tuturor! Este luni, da? Lunea e o zi grea. Este o zi grea. Dar în același timp este o zi frumoasă. De ce? Pur și simplu că astăzi ne întâlnim cu o parte din istoria frumoasă a României dintre cele două războaie mondiale. Domnule președinte, domnule vicepreședinte, doamnă Georgeta Filipi, domnule Mihai Ghica, domnule profesor Ion Borovenci, domnule subprefect, viceprimar, stimați comandanți, domnilor profesori, dragi elevi, tocmai am primit pe telefon un articol din presa intervenică de la jurnalistul Ștefan Borcea, un articol în care spunea că astăzi Patria Mării, la ora 12, cu rapidul, sosește în gară Victor Slăvescu. Venea cu rapidul, culmea, un articol. Venea cu rapidul Victor Slăvescu, a venit cu trenul, circulau trenuri bătuți, a venit cu trenul la ora 12, cu rapidul, a fost întâmpinat de autorități, a vizitat ANAF-ul după atunci, a mers la via din Cotești și cu alt tren, atenție, cu un tren de ora 7, a plecat la București. Vă dați seama, miniștrii veneau cu trenul la Focșani. Deci România, de acum 70 de ani, avea această posibilitate, deoarece trăiam într-o altă epocă pe care noi astăzi, după 1989, încercăm să o reconstruim. Dar nu vom putea să reconstruim această țară dacă nu avem modele. Dacă nu avem modele, nu de mașini și de inele, dacă nu avem modele umane. Pentru că istoria o face omul, o fac personalitățile. Una dintre personalitățile veacului trecut a fost Victor Slăvescu. Sigur, dumneavoastră, generația care butonați mai mult decât noi, găsiți că Victor Slăvescu a fost nume de școli, de străzi, un institut al Academiei Române, ministru, deputat, etc. Dar, dincolo de asta, Victor Slăvescu a fost un intelectual. Și aveți în față aici lucrări despre economiștii români aduși de la Biblioteca Națională a României, pentru ca dumneavoastră să deveniți viitorii miniștri de finanțe, finanțiștii și economiștii României. Domnule președinte, domnule profesor Cătălin Dumitru Toma, dumneavoastră care veniți din lumea școlii și mizați pe educație, nu pe fente politice, știți că și apreciați oamenii de carte. V-aș ruga în deschiderea acestui moment să ne spuneți un lucru. Da, asta cu venitul din lumea școlii. Da. Până la urmă, societatea în sine e o școală cu multe suișuri, coborâșuri, abandonuri, nu? Dar și astăzi aici sunt onorat să fiu prezent. Domnule director, mulțumesc mult pentru prezent, pentru invitație. De asemenea, salut prezența distinșilor invitați, alteței sale, alteței lor, pentru că sunt două persoane cu acest rang. Și, bineînțeles, salut și prezența elevilor, pentru că suntem, într-adevăr, la început de săptămână, la început de ceva. Este foarte bine să începem să ne regăsim valorile, personalitățile, oamenii care au făcut ceva pentru ca această frumoasă țară să existe. Și nu cred că trebuie să n-aș merge până într-acolo să mergem pe principiu să reconstruim România. Nu. Trebuie să regăsim România, pentru că ea există așa cum o știm noi cu toții și în satul românesc, în satul profund, și în orașele mari, și în tot ceea ce înseamnă dezvoltare, și în acele butoane pe care cei mici de astăzi le tot folosesc. România există și ca să existe așa cum trebuie, trebuie într-adevăr să dăm click și pe tot ceea ce înseamnă istoria acestui popor. Pentru că, slavă Domnului, avem foarte multe valori
Unele au rămas așa de valoroase încât sunt pline de praf, iar altele sunt în curs de scoatere în evidență, exact ceea ce se întâmplă și astăzi prin efortul pe care domnul director îl face. Apreciez foarte mult, sper să fie, să fie o dezbatere până la urma urmei și să avem la sfârșitul acestui eveniment mai multe informații și mai mult respect pentru ceea ce înseamnă România și personalitățile care definesc până la urma urmei acest frumos popor. Mulțumesc! Eu vă mulțumesc! Eu am inițiat acest eveniment, dar autorul moral din spate, ideea a fost a prințului Mihai Ghica. Eu îl cunoșteam pe Victor Slăvescu, studiindu-l pe Cuza, și am înțeles de ce a închis mănăstirile. Guvernul Cuza era cam acum, cum este acum, n-aveau bani. Deci nu erau bani la guvern în timpul Cuza. Cuza, România modernă, s-a creat după o zi pe alta. Se înființau instituții, dar nu erau bugetele, nu erau finanțate, dar trebuiau înființate. La fel și acum. Mai înființăm instituții, dar nu avem bani la buget și nu avem de unde să tăiem, atunci tăiau de la mănăstiri. Și Slăvescu a uitat două volume despre finanțele lui Cuza. Și vorbind cu prințul Ghica, mi-a propus, haideți să organizăm ceva cu Victor Slăvescu și mi l-a descoperit pe Victor Slăvescu. De aceea, cel care va prezenta, din punct de vedere al omului, Victor Slăvescu și al momentului, este prințul Ghica. Bună ziua tuturor, domnule președinte, domnule vicepreședinte, domnule director, dragi ofițeri, vă mulțumesc foarte, foarte mult că ați venit alături de noi la evocarea unei personalități care a fost contemporană cu noi, e un trecut foarte recent, care face puntea între România frumoasă și România cu nori negri. Și de chin, niște ani prin care profesorul a trecut și prin care a trecut demn ca un model, așa cum a fost și înainte de comunism, așa a fost și în epoca comunismului. Cred că evocăm una din marele personalități ale țării și mulțumesc domnului director și domnului președinte pentru sprijinul pentru acest eveniment. Mulțumesc familiilor care au înțeles să vină de departe. Mama mea, Ioana Ghica, care l-a cunoscut vreme de 30 de ani pe profesorul Victor Slăvescu, mătușa Elena Ghica, care l-a cunoscut foarte bine pe profesorul Slăvescu, verii mei, Alexandru Ghica, cu soția Merien, care au venit de la Washington special pentru acest eveniment, și vărul meu, care mie ca un frate, Grigore Ghica, și care e sigur alături de soția. Mulțumesc foarte mult alteței sale, prințul Sturza, care încă o dată arată că poerima română, dincolo de faptul că ne certam pe funcții secole, astăzi suntem la oaltă, la momentele esențiale. Am două mențiuni de făcut aici. De ce Victor Slăvescu este evocat astăzi la Focșani și care este legătura lui cu Focșani? Și așa cum foarte bine m-a întrebat domnul profesor Ion Voromeci, de ce facem acum în noiembrie această evocare și nu în ziua lui de naștere, în 5 iunie. Iată, doamna academicea și domnul profesor Procopi, știu mai bine decât mine datele, sau de ce nu în septembrie, când a murit profesorul Victor Slăvescu. Și am să vă spun, e un lucru foarte frumos și care ține până la urmă de trecutul Focșanului. Evoc aici o altă personalitate dragă nouă, e vorba de primarul Gheorghe Orleanu, unul din marii primari ai Focșanului de după Unirea Principatelor, cel care 1880-1881 a fost primar al Focșanilor și a foarte mult silința, l-a dus pe Carol I aici, pentru că el a reușit să facă într-un an și jumătate calea ferată și gara din Focșani, Bulevardul Gării, fără eforturile lui lucrul ăsta nu s-ar fi putut. El a avut 6 copii, unul dintre ei, cel mai distins să zic, cel cu o carieră impresionantă, e vorba de Mihai Orleanu, a moștenit conacul din Cotroceni, care era conacul lui Gheorghe Orleanu. Mihai Orleanu a fost președinte al Senatului, a fost de asemenea primar al Galațului și el a avut 2 băieți și 2 fete.
Maria Eliza, care s-a căsătorit cu Alexandru Ghica, și sora ei, Valentina Orleanu, care s-a căsătorit cu Victor Slăvescu. Deci aici vedeți de unde legătura aceasta Victor Slăvescu cu familia Orleanu prin această căsătorie care a avut loc în noiembrie 1922, deci închipuiți-vă într-o zi mai răcoroasă, să zic, de noiembrie, o frumoasă căsătorie între un economist liberal de mare viitor. Nu vă spun că a fost în mod evident o căsătorie aranjată, cum se spunea. Dar se aranjau bine căsătoriile atunci. Dovadă că s-au adorat și o căsătorie care a durat, au avut doi copii și au trecut prin multe împreună. Deci erau doi mari liberali, Mihai Orleanu, care era vicepreședinte al PNL și președintele Senatului și vedea în Victor Slăvescu viitorul mare economist despre care următorii vorbitori vor vorbi. Deci asta a fost legătura lui cu ceea ce numim astăzi Vrancea, atunci Râmnicu Sărat, era județul Râmnicu Sărat Poteștiu, în care Victor Slăvescu a pus tot sufletul și a înțeles că acolo este o comunitate de oameni excepționali. Pentru cei care vor avea răgazul să veniți după această evocare la Cotești, vă invit, el este cel care a clădit clopotnița de acolo, a donat de 3 ori câte 10.000 de lei pentru refacerea bisericii, citeam în cartea excepțională editată de dumneavoastră chiar ieri seară, a făcut o cantină pentru copiii săraci din Cotești, unde dădea din banii lui pentru 25 de copii din familiile sărace masa de prânz și pentru 40 de copii ceaiul de la ora 5. A făcut poligonul de tir, a făcut tabăra din Cotești, deci foarte multe lucruri în afara proprietății lui. Nu vă bine menționez pe cele legate de proprietate. Dar așa înțeles, un om gospodar, un mare intelectual, un mare profesor și cărturar să se lege de comunitatea și de locul care nu era al lui. Era al soției sale și era dota ei. Deci acolo ea era proprietatea. Victor Slăvescu a venit ca să-și aducă aportul și astăzi este în memoria coteștenilor. Și tocmai pentru că este în memoria coteștenilor, familia am hotărât să aducem o semintele lui Victor Slăvescu de la cimitirul Belu, într-un colț de cimitir, împreună cu toată familia Slăvescu, la Cotești. Deci astăzi, în realitate, de ce ne întâlnim? Pentru că Victor Slăvescu s-a întors împreună cu soția lui, cu fratele lui, cu copiii lui și cu părinții lui. Toate o semințe au fost aduse la Cotești. Și vă invit, după această evocare, să mergem la Cotești, la sfințirea mormântului și să știți că va fi mereu în sufletul coteștenilor. Mult mai mult decât era la Belu. Un om care a făcut așa de multe Coteștiului, eu cred că aparține Coteștiului. Și verișoara mea, Ilinga Petrescu, care din păcate nu a putut veni astăzi, este în Franța, mi-a spus: Mihai, te rog, transmite audienții că sunt alături de voi și sunt convins că tata și bunicul și toți ai noștri sunt bucuroși că s-au întors la voi. Vă mulțumesc că ați venit la acest eveniment. Avem doi vorbitori excepționali care au venit de la București, care îl cunosc pe Victor Slăvescu ca nimeni altcineva. În primul rând, doamna academician Georgeta Filiti, datorită căreia Victor Slăvescu a redevenit cunoscut. Cele patru volume aici, aveți volumul 4 de semnări și note, nimeni nu cunoaște scrisul și viața domnului profesor, așa cum cunoaște și cum ani de zile doamna Filiti, câți ani? Doamna Filiti. Sunt 30 de ani de muncă. Pentru memoria lui Victor Slăvescu. Deci doamna academician, pe care mulți dintre dumneavoastră cunoașteți din emisiunile televizate, cu o carismă deosebită ne va evoca figura profesorului, domnul profesor universitar Ion Voroveci, de la ASE, este originar din Rucăr, deci au urmat exact pașii lui Victor Slăvescu. Mai rămâne, domnul profesor, să veniți mai des la Cotești, așa cum era la vie, și va evoca figura domnului profesor Victor Slăvescu din perspectiva învățământului economic, ce a făcut el ca rector al ASE-ului și, de asemenea, din ce familie se trecea Victor Slăvescu. Deci, vă mulțumesc foarte mult!
dau cuvântul doamnei academiei.